Dragii noștri, continuăm petrecerea. Veselia e întoi cu atâția interpreți talentați și mai ales copilași ăștia frumoși. În această seară sunt așa pe sufletul nostru, dar mai ales pe sufletul dumneavoastră, sunt sigură. Vreau să invit alături de mine pe Eva și Viorel Daju. Sunt doi frați talentați, iaute, cu vioara amândoi. Sunt elevii la clasa domnului Marius Florea. Bună seara, hai să începem cu surioara. Bună seara. Bună seara, draga mea. Să înțeleg că sunteți de la Vâlcea, da? De la Alunu, da? Bună seara și ție. Bună seara. Care e mai mare, care e mai mic? Eu sunt mai mare. Tu ești mai mare. Am văzut că așa ești mai mare de statură, dar am zis să întreb că uneori, știi cum e cu el mic? El mic, el mare. Se întâmplă de foarte multe ori. Ia spuneți-mi, voi cum ați îmbrățișat această dragoste pentru vioară? Cine v-a insuflat-o? Păi părinții, da? Și eu, normal, și fratele, da, și domnul profesor. Și domn profesor, dar... Nu cred că a venit așa tam de seam dragostea asta. Nu știu, ați văzut pe cineva, ați avut un model, v-ați uitat la televizor și ați văzut un anumit violonist care v-a plăcut mult, sau a cântat cineva în familie, sau a cântat vecinul, sau a fost pe la hore, pe la evenimente, pe la voi, pe acolo, pe la... Te rog, vino, te rog, Mari. Sunt nepoții Mari Filofteală Cătușu. Ah, păi de ce nu spuneți mă așa? Nu mai spuneți nimic atunci. N-am mai spus nimic. Am vrut să întreb ceva, pentru că Daju îl chema pe... Da. Pe soțul regretatei. Povestește tu arborele genealogic. Poți să povestești sau povestești tu? Ia. Nu, tu nu povestești nimic. Băieții nu spun nimic, avem microfonul. Tu câți ani ai? Am 16 ani. 16 ani, da? Și de câți anișori sunteți la domnul profesor? Suntem de aproximativ 3 ani. Da? Și ne-a pândrumat. Cum e domn profesor la clasă? Este, așa, e puțin dur? Sau? Nu, este foarte prietenos cu noi, ne explică unde greșim. E prietenul vostru, da? Da. Când e de muncă, e de muncă, când e de zâmbit, e de zâmbit. Da. Și de făcut glume, da? Mai face și glume. Da, că eu știu că domn profesor e și glumeț, nu e așa numai. Da, trebuie să învățăm și carte, că de asta plecăm de acasă, nu? Da. Și părinții fac efort ca voi să... Fiți acolo de câte ori pe săptămână veniți? Venim o dată pe săptămână, dar eu în timpul școlii nu pot să vin de fiecare dată. Da, ca să studiezi? Eu fac școala la Vâlcea, la Râmnicu Vâlcea. Am înțeles. Și este o distanță destul de mare, da, de la Râmnicu Vâlcea până la Târgu Jiu. Așa este. Și vin o dată la 2 săptămâni în timpul școlii. Am înțeles. Bine, pe tine te iertăm că vii o dată la 2 săptămâni pentru că vii de departe. Tu vii de mai multe ori? Da, eu vin în fiecare săptămână, în afară din perioadele în care facem o mică pauză. Câte piese înregistrate aveți până acum? Două. Două piese, da? Și mai urmează, probabil, nu? Da. Și mergem și pe la concursuri sau aveți emoții? Ai fost la concursuri? Am fost la Apollo Vrad și n-am luat cine știe ce, dar m-am bicelat. Dar cred că există ambiție, va exista mai multă ambiție, da? Da. Ca tura viitoare să luăm ceva. Da. Bine, eu vă doresc succes, dragilor, succes și să mai veniți pe la noi. Pe cine n-am prezentat? Cred că o fată frumoasă, Anastasia, frumoasa mea Buzatu, care a venit de la Mehedinți și a venit așa puțin întârziată, dar n-a venit degeaba întârziată. De ce oare? Am fost la filmări. Anastasia, ai fost la filmări? Bună seara și bine ai revenit alături de noi. Frumoasă, cu codițe... Costum superb, ai mai crescut din ce în ce, cum te văd de la emisiune la emisiune, tu te faci mai frumoasă, crești, ai venit și cu, deja n-ai cântat un dans, nu? Da. Dansul care este, cred, ultima ta piesă înregistrată? Da. Da? Și acum la ce filmări a fost, ia zi tu. Am fost la Herculean la filmul la Mariana Ganțu. Aha, deci să zic că ai avut așa o colaborare frumoasă la un videoclip al doamnei Mariana, o să te vedem acolo, ai jucat un rol. Ce frumos, păi da mă, dar și doamna Mariana Ganțu este o floare a Mehedințului cu care, vorba aceea, noi ne mândrim, cântăm cântecele și de la dumnea ei și de la Anica Ganțu, da? Așa că dacă ai jucat într-un videoclip, ai jucat, te mândrești cu asta, da? Da. Da. Ce ai făcut în vacanță? Bine. Cum bine? Doar am fost la mare. Ești puțin brânzolit. Da. Da? Pe cine saluți? Salut pe doamna mea de la școală, doamna Maria Loga, doamna Nicoleta, colegii, prietenii,
pe toți care ne urmăresc, pe mami, pe tati și aș vrea să-i doresc astăzi lui tati la mulți ani, că e ziua lui de nume. Wow, la mulți ani, tati, Sfântul Adrian și Isabela, da. Sucea este în seara cu noi, în seara asta cu noi, tot cu Vioara, fata cu Vioara, avem fete cu Vioara în seara asta. Bună seara și bine ai venit aici alături de noi, împreună cu domn profesor, împreună cu colegii tăi. Tu de unde vii? Din Craiova. Din Craiova. Și cum e drumul de la Craiova la Târgu Jiu? Este greu, facem 2 ore. Facem 2 ore și la o clasă de câte ori vii? O dată pe săptămână. O dată pe săptămână. În ce clasă ești? La 7 am trecut. Uh-huh. Anul ăsta e greuț, așa, nu? Da. Și la școală, nu? Da. Cum se împacă Vioara cu școala? Bine, nu? Da, bine. Da? Și colo și colo trebuie să fie de nota 10, nu? Da. La concursuri mergi? Încă nu am fost la niciun concurs. Ai emoții? Da. Da. Da, lasă că mergem noi încetul cu încetul, așa, da? Pe cine saluți? Că trecem la cântat. Pe toată lumea. Pe toată lumea. Da. Bine, îi salutăm și noi pe toți prietenii tăi, pe părinți, uite, pe domn profesor și îți dorim succes. Și mergem înainte cu muzica. Thank you.
nu-i stă în cale și nimic nu-i stă în cale. Trec și eu, dar mă opresc, multe doruri mă topesc, multe doruri mă topesc, măi. Trece ziul ce la vale și nimic nu-i stă în cale și nimic nu-i stă în cale. Trec și eu, dar mă opresc, multe doruri mă topesc, multe doruri mă topesc, măi. Multe doruri mă topesc, multe doruri mă topesc, măi. Trece ziul ce la vale și nimic nu-i stă în cale, și nimic nu-i stă în cale. Trec și eu, dar mă opresc, multe doruri mă topesc, multe doruri mă topesc, măi. Multe doruri mă topesc, multe doruri mă topesc, măi. Trece ziul ce la vale și nimic nu-i stă în cale, și nimic nu-i stă în cale. Trec și eu, dar mă opresc, multe doruri mă topesc, multe doruri mă topesc, măi. Cum veneai odat când erai băiat? Vino, Niculiță, vino-n poieniță. Cum veneai odat când erai băiat? Nu fi supărat dacă ne-am certat. Vino, nu mai sta, grea e dragostea. Nu fi supărat dacă ne-am certat. Vino, nu mai sta, grea e dragostea. Spune-mi, Niculiță, spune-mi drept, să mă duc, Nicuță, ori să te aștept. Spune-mi, Niculiță, spune-mi drept, să mă duc, Nicuță, ori să te aștept. Frum!
lasă-l ca rotată de vârfa plecată. Cu morgul de frâu te așteptăm la râu, lasă-l ca rotată de vârfa plecată. Ne iubeam cu dor jos lângă izvor, haine-i că mai tare că luna răsare. Ne iubeam cu dor jos lângă izvor, ai mei că mai tare că luna răsare. Spune-mi, Neiculiță, spune-mi drept, să mă duc, Neicuță, or să te aștept. Spune-mi, Neiculiță, spune-mi drept, să mă duc, Neicuță, or să te aștept. Nimeni nu ne vede, numai codrul vede. Săracă de luna, dragoste mai bună. Nimeni nu ne vede, numai codrul verde. Codrul și un izvor, luna și un nor. Vino, Neiculiță, jos în poieniță. Codrul și un izvor, luna și un nor. Vino, Neiculiță, jos în poieniță. Spune-mi, Neiculiță, spune-mi drept, să mă duc, Neicuță, or să te aștept. Spune-mi, Neiculiță, spune-mi drept, să mă duc, Neicuță, or să te aștept. Oops.
Că ne-ați făcut așa o poftă de joc la Gorj, așa. Am văzut că ai venit din cele Turcia, mai frumoase. Și este foarte nu, că bine. Nu, că nu e din Turcia, asta e chiar de la noi, de aici, de la Târgu se Jiu. Se fac și la noi, de la Târgu da, Jiu. Da, chiar de la Târgu Jiu, nu. Magazinul ăsta acolo mergem doar să Turci. Ne îmbronzăm atât, într-o vacanță. Da. Mă bucur vacanță, că ai venit așa. Cu vioara, să vorbim de vioara da, pentru acum. Că vioara este un instrument pe care îl iubesc enorm. Care este Regina? Regina. Uite, eu înmânez fetei care știe să cânte la ea. Eu doar o iubesc. Eu doar o iubesc. Vreau să-l chem alături de mine pe un coleg, un elev de-al tău care nu l-am uitat, doar că trebuie să-l prezint și pe el acum. Bună seara! Bună seara, dragule! Cum te numești? Popescu Narcis, Octavian. Așa, și tu de unde ești, Narcis? De la Turcinești. A, ești de aici, de la noi, de unde se fac multe cireșe, nu? Da. Da? Și tu ești cam mare, trebuie să mă uit așa la tine. Ia zi, tu, neamul tău a cântat cineva? Da, sora mea, Popescu Simina și bunicul meu. Wow! Tu ești fratele Siminei? Da. A, păi sora ta, fii atent că e foarte, dar ne tată, eu o iubesc, ea știe, o felicit pe acolo, îi mărmăresc activitatea. Știu că a vânat foarte multe premii, sper să-i calci și tu pe urme, da? Da. Fii atent că tot cu domn profesor a început, nu? Da. Așa că ești pe mâini bune, da? Da. Tu de cât timp ești la domn profesor? De aproximativ 4 ani. Ia auzi, păi faci echipă frumoasă cu sora. Da. Dacă e să fie, după aceea, vă faceți ceva împreună, mergeți la evenimente, nu? Da. Ți-ar plăcea să colaborezi cu sora ta, pentru că ar fi culmea, da? Da. Pe cine vrei să saluți și cui vrei să mulțumești pentru reușitele tale de până acum? Salut pe părinții mei, pe sora mea și mulțumesc domnului Marius. Domnul Marius, veniți aici, că suntem și pe ultima sută de metri, ne luăm la revedere așa. O salutăm și noi și pe doamna Aura Stoienescu, pe prietena noastră, pe cea care m-a cumva m-a provocat pe mine să fiu eu aici, așa cumva, prezentator, da, pentru că eu eram doar solist, eu eram doar cu cântecul și atât, dar uite că ea a zis că pot să fac și asta și a avut mână bună, îi mulțumesc. Da, absolut, toată evoluția așa a mea a început la ENSA TV, prin doamna Aura, prin domnul Daniel Norocea, că e din și salutăm cu mare drag, îi salutăm. Și le mulțumesc pentru ajutor, că la noi a fost o chestie de echipă. Este în continuare. Și dânsii m-au ajutat pe mine și eu pe dânsii, dar ori consider că sunt produsul lor. Adică, știți cum este? Indiferent cum zicea doamna Aura, că o găină degeaba face ou dacă nu-și cotocește. Da. Și m-a ajutat. A zis că face vrei, tu poți, trebuie să te promovezi. În felul păi ăsta e sufletul comerțului promovarea, nu? Până la urmă. Și până la urmă, știți cum e? Ca profesor, e foarte greu, poate o să sune urât chestia asta, e foarte greu să faci pe un elev să-i zici, uite, fă-i așa ca să ajungi mare și tare sau bine sau cumva, atâta timp tu ca și profesor... Cumva să știi cum să-i insufli lucrul ăsta. În primul rând, tu ca profesor trebuie să fii undeva poziționat, cum ați văzut. Da. Eu dacă pe mine mă știu câțiva prin zona mea pe acolo, adică 7-80 vecini și cam atâta, eu nu pot să-i zic la un elev, ca să fie bine. Dar cine e ăsta să mă învețe pe mine, nu? Ceva. Da. Noi vă mulțumim, Marius, mulțumim din suflet, din păcate s-a cam terminat cu vorbitul, eu o să-mi iau la revedere și vă mulțumesc tuturor. Da, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Mai repetăm figura și mai facem emisiuni frumoase, facem și filmări, vă așteptăm joi la Curtișoara să filmăm ceva frumos pe toți. Mulțumim, domn Victor, încă o dată, ca de obicei. Mâine seară ne revedem din nou, tot cu surprize frumoase, așa că vă lăsăm în continuare cu cântec.
și eu la rândul meu, mamă, v-am crescut cu greu, măi. Șase zile au adus și departe mi s-au dus, măi. A zburat și m-au lăsat Cerna, dorule, doruțule, sunt o floare din Isferna, hai măi, dorule. Niciun lung mai mândru nu-i, ca așa-n mehedințul lui, și eu cu dragoste îl cânt, unde-i căt ca pe pământ. Niciun lung mai mândru nu-i, ca așa-n mehedințul lui, și eu cu dragoste îl cânt, unde-i căt ca pe pământ. Drag, dorule, doruțule, am pe poale și ciupac, hai măi, dorule. Iar pe cap o legătură, dorule, doruțule, și frumos băcând din gură, hai măi, dorule. Niciun lung mai mândru nu-i, ca așa-n mehedințul lui, și eu cu dragoste îl cânt, unde-i căt ca pe pământ. Niciun lung mai mândru nu-i, ca așa-n mehedințul lui, și eu cu dragoste îl cânt, unde-i căt ca pe pământ. Dorule, doruțule, când e lilia cu floare, hai măi, dorule. Niciun lung mai mândru nu-i, ca așa-n mehedințul lui, și eu cu dragoste îl cânt, unde-i căt ca pe pământ. Niciun lung mai mândru nu-i, ca așa-n mehedințul lui, și eu cu dragoste îl cânt, unde-i căt ca pe pământ. Dorule, doruțule, eu le cânt cu voie bună, hai măi, dorule. Niciun lung mai mândru nu-i, ca așa-n mehedințul lui, și eu cu dragoste îl cânt, unde-i căt ca pe pământ. Niciun lung mai mândru nu-i, ca așa-n mehedințul lui, și eu cu dragoste îl cânt, unde-i căt ca pe pământ.
rădăcina și mereu sărut mâna. De când pur vorbe împletite, la părinți am luat aminte să nu uit rădăcina și la părinți am luat aminte.
De trei zile zac în boală, dar nu zice nima scoală. De mi-ai zice dumneata măi, m-ar mai trage inima măi. De mi-ai zice dumneata măi, m-ar mai trage inima măi. Thank you.
de sălcioară, Mărie și Mărioară, Mărie și Mărioară, ia-o-n par de mă omoară. Paru să fie de fac, când ai da să dai cu drag, măi. Paru să fie de viță, să nu mă omor, măriță-i. Paru să fie de plop, să nu mă omor de tot, măi. Paru să fie de viță, să nu mă omor, măriță-i.